Bun găsit, sunt Alina Sturza și vă invit la știrile Wii Sport. Selecționerul Serghei Kleșcenco a anunțat lotul Moldovei pentru următoarele două partide, meciul cu Andorra din Liga Națiunilor și amicalul cu Gibraltar. Marea surpriză este convocarea în premieră la echipa națională a mijlocașului de la Petrocub, Teodor Lungu. Selecționerul Serghei Kleșcenco a convocat 25 de jucători care vor intra în cantonament în perioada 11-19 noiembrie. Spre deosebire de precedentele meciuri din Liga Națiunilor, Kleșcenco a decis să apeleze la doi jucători noi. Este vorba de fundașul Jurie Iovu de la echipa croată NK Istra, dar și mijlocașul formației Petrocub, Teodor Lungu, care a fost convocat pentru prima dată la echipa națională. Astfel, gruparea din Hâncești va avea patru reprezentanți la selecționata Moldovei. Din lot lipsesc mijlocașul Victor Bogaciuc și fundașul Veceslav Posmag, ambii fiind accidentați. În rest, Serghei Kleșcenco se va putea baza pe cei mai buni tricolori. Moldova va juca pe 16 noiembrie în deplasare cu Andorra în Liga Națiunilor, iar trei zile mai târziu va întâlni într-un meci amical reprezentativă din Gibraltar.